trebuie să vă spun că așa modestă cum, cum nu mă știam chiar, credeam că am pus o cărămidă importantă la post, cu postul de voie și de nevoie, cartea pe care am scris-o și care atinge toate cele trei posturi. Despre care nu știu să fi vorbit cineva până la până când am scris eu chestia, cum să fi vorbit cineva așa. Și am zis eu că lucrurile cu postul sunt destul de bine aranjate. Și vine domnul Filip și mi-aduce o carte foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă. Sigur, și foarte frumos nu intră în detalii alimentare. Nu intră în detalii nutritive. Dar are o abordare extraordinar de frumoasă. Are o bibliografie foarte interesantă. Aduce atât de multe personalități care venerează postul și pe care parte din ele le știu, dar nu știam că sunt și postitori. Deci nu vorbesc de Ion și Maria și vorbesc de persoane din lumea științifică. Dar nu știam că sunt și postitori. Ia uite, cine caută, găsește. Încât am considerat chiar că nu sunt vrednică să-i scriu cuvântul, pentru că chiar a scris o carte foarte frumoasă. Dar nu m-a lăsat. Nu m-a lăsat că a văzut că vreau. O carte foarte frumoasă a scris și m-aș bucura să o citiți. M-aș bucura din suflet să o citiți, pentru că este o carte scrisă destul de frumos de cursiv. O carte care mișcă sufletul. O carte care mișcă duhul. În sensul cel mai profund. Am cu duhul și cu sufletul, părintele, m-am băgat unde nu trebuie. Cred. Despre post se poate vorbi mult. Mult, nu așa? Da. Mai bine ce să facem? Să vorbim sau să tăcem? Ce zici? Bine. Atunci să vorbim până când îmi spui ce să fac. Te mai gândești. Bine? Să știi că aștept. Fără postire nu există sănătate. Fără postire nu cred că ne putem lega de, nici măcar de aproapele. Nu zic mai departe. Postirea te educă. Este primul educator. Este primul educator la purtător. Este primul lucru pe care trebuie să-l învețe copilul când vine în lumea asta. Postirea. Ceea ce s-a întâmplat acum la turci ne arată cât de mult putem posti, de la ce vârstă putem posti și cine poate posti. Deci a putut posti un nou-născut, 2 săptămâni. A putut posti un cal, 2-3 săptămâni. A putut posti un cățel. Acum ultimul, mi se pare că a fost un câine. Și cine, astea au fost niște cazuri extraordinare, dar cine știe ce a mai fost acolo? Pe care nu cred că toate cazurile chiar au fost filmate și date pe post. Dom'le, ți arată Dumnezeu cât de minunat e, câtă putere a lăsat în ființa pe care
în ființa noastră, în ființa pe care nu o băgăm în seamă până la urmă. Dacă ți-e foame un pic, alergi la mâncare. Aoleu, mi-e foame. Venim la pachet cu postirea. În facultate și cât am predat la facultate, le-am vorbit permanent. Acum le vorbesc mai rar, că mă duc la ore cu plata și mă duc la ore cu plata când nu mai ai timpul. E altă lecție, altă de vorbit. Dar mai scap lucrurile astea. Deci noi venim la pachet cu postirea în ce sens? Copilul la naștere nu trebuie să primească mâncare. Acum și de o bucată bună, copilul este pus imediat la sân. Și toată lumea e foarte fericită. Vai, ce fericită! Ia uite, știe să sugă. Păi ce? Nu știe să și respire? L-a învățat cineva să respire? L-a învățat cineva să înghită? Vine cu el la pachet. Credem noi că îl învățăm să vorbească, dar dacă îl lași în lumea ta, el vorbește fără să mai stai tu să-i spui A și B. Nenorocirea e când rămâne izolat de lume și atunci nu mai învață, dacă după o anumită vârstă nu mai învață niciodată să vorbească. Ei, deci în facultate vă spun că nu le dădeam să mănânce cel puțin 24 de ore la copii. La mergeau și până la 48 de ore. Și ce le dădeam în perioada asta? Serpilcozat, 10%. Și nu mult, foarte puțin. Și ce se întâmpla? Nu se întâmpla nimic rău. Nici nu scădeau în greutate așa de mult, că trebuie să scadă 10, 15, 20%. Nu scădeau așa de mult. De asemenea, nu-i spălam pe copii. Eu am lucrat într-o secție exterioară a spitalului Suceava. Deci aveam casă de naștere acolo. Aveam 200 de nașteri pe an. Pe puțin. Nu-i spălam. Pentru că copilul la naștere vine cu o grăsimuță pe piele care se numește lanugo și care îl ajută, îl izolează de temperatura de afară și de cald și de rece. Grăsimuță care se rezoarbe în câteva 2-3 zile și care îi oferă copilului o anumită stabilitate și la nivel de aliment, dar și la nivel emoțional. Deci copilul nu se spală imediat după naștere. Acum lucrurile nu mai sunt așa. Cum îl iau imediat, îl pun sub jetul de la chiuvetă. Nici măcar cu apa de la chiuvetă nu trebuie să spăla. E o apă dură. Cât ar fi ea de așa, apă cu clor. Deci și aici sunt alte lucruri de discutat. Deci copilul nu se spală. Țineți minte și spuneți acolo unde mai aveți copii în familie. Nu se spală. Rămâne așa, cu sângele care e, cu sângele, împachetează și nu se întâmplă nimic cu el. Rău. Și la fel nu-i dai să mănânce. Am găsit cartea, am găsit lucrul ăsta și m-am bucurat foarte mult într-o carte scrisă pe la 1000, am regăsit această afirmație într-o carte scrisă pe la 1800, într-o bibliotecă a comunei Maia din, de pe lângă București. Catargiu a fost acolo. Nu știu ce a fost acolo. Era din Catargiu, era din Maia. Și acolo se țin în fiecare an, toamna, niște sesiuni de istorie excepționale. Adună toți istoricii din țară. Deja s-a încetățenit acolo și sunt niște lucruri foarte frumoase la care particip, că soțul meu fiind istoric militar, merge și îmi place să-i ascult cât de frumos vorbesc. Și în biblioteca lor am găsit o carte scrisă de un francez, din păcate nu-i mai știu numele și din păcate nici n-am mai găsit-o acum când am fost. N-am luat-o prima dată, am împrumutat cartea și am zis că trebuie să o duc înapoi, că e frumos să o duc înapoi.
mai bine o luam, o furam. Pentru că acum, când m-am dus, n-am mai găsit, a furat-o altul. Și poate că dacă ajungea la mine, mai găseam mai multe lucruri pe care reușeam să le fructific în sens bun. Nu știu, poate că și cel care a găsit-o, poate că tot un medic a fost sau un om cu interesat de sănătate, nu știu. Deci n-am găsit-o, am căutat-o cu bibliotecarul, de nu s-a mai putut și n-am găsit-o. Nici nu știa că îi lipsește. Ei, omul ăsta la 1700 și până în 1800 scria că nou-născutul trebuie să fie pus la postit primele 2-3 zile. Minim 48 de ore trebuie să îl bagi de seamă. Sunt copii uneori foarte, foarte mici. Sunt copii dolofani. Medicul trebuie să știe, să aibă exercițiu, să știe ce faci cu cel dolofan, nu? Dacă are 3 kg jumate e dolofanel, dar dacă are 2 kg jumate, vezi cum te descurci cu el, vezi cât scade la naștere, dar medicii, în general, medicii pediatri trebuie să cunoască lucrurile astea. Nenorocirea este și a mamelor, că vor imediat să dea, să le dea copilul la sân, ca să nu facă angorjare, să nu se umfle sânii, să nu... Ori lucrul ăsta nu-i foarte bun. Ea n-are decât să se mulgă un pic, dacă asta e nevoie, dar nici asta nu-i nevoie, dacă ea bea apă câtă trebuie și stă în liniște și în rugăciune. Pentru că primul lapte este colostru. Nu e oricare lapte. Și ăla trebuie supt de copil. Ăla trebuie să ajungă în burtica copilului. Dar el ajunge, sigur, dacă există o foarte bună colaborare între medic și mama. Să o liniștească. Să nu-i fie teamă că îi se întâmplă ceva. Iar copilul să fie hidratat doar. Dincolo de chestiunea asta, vorbeam și cu domnul Cristian mai devreme despre virtuțile postului în vindecare. Sunt mari și eu nu cred că există, adică cred că și dacă se vor mai scrie încă suficient de multe cărți, fiecare își va aduce contribuția lui în acest sens, în acest domeniu. Fiecare are o anumită experiență. Există vindecare prin post, fără doar și poate. Deci există vindecare prin post. Dar există vindecare prin post, completată cu rugăciune și cu schimbarea minții. Altfel mi-e și greu să mă gândesc că poți să ai disponibilitate și forță ca să ții post fără să schimbarea minții. Nu cred că se pot rupe una de alta. Un om care intră în post, care nu ține post, are o minte, începe să-și dorească postul, are o altă minte, iar în post, sigur, schimb mintea. N-ai cum să mergi înainte altfel. Bași de seamă că sunt alte lucruri în tine. Bași de seamă că e o altă gândire. Uitați-vă la călugări, la preoți, au altă față, nu vi se pare? Au altă privire, nu vi se pare? Au un alt discurs, dar hai dincolo de discurs, că să zicem că e unul specific. Au o anumită căldură în vorbă. Și nu toți, totdeauna. Dar bagi de seamă, mai ales la cei pe care îi cunoști foarte bine și știi cam ce fac. Și bagi de seamă că lucrurile sunt absolut legate de post și de postire. Și de post și de postire. Dincolo de rugăciune. Păi cred că rugăciunea, nici nu știu dacă merge foarte bine cu burta plină. Și cred că știți și dumneavoastră cam cât de bine merge rugăciunea cu burta plină.
nu prea merge. Și cu burta plină de orice ar fi, și de ursică și de purcică. Adică nu prea merge bine. Deci, ideea este că postul face parte din viața noastră, că postul este esențial vieții noastre, că Domnul Cristian vine și sigur completează un segment neatins, pentru că scrie o carte foarte bună, cu o bibliografie foarte bună și cu niște precizări pe care personal nu le-am făcut, așa că îl felicit. Și mă bucur că s-a apucat de așa o treabă. Când mi-a spus că a scris o carte despre post, m-am minunat, zic. Ia uite ce l-a apucat, a vrut să scrie o carte despre post. Că eu știam că se ocupă de... Așa, știam că se ocupă de copii, dar nu chiar de și de mâncare. Nu știam de ce se așa. Ei, când... Așa, când a fost vorba de ceva, nu știu ce, și a zis, dar ce n-a sughițat, că tot am vorbit de post, că m-am uitat în zic, s-a apucat, a vrut să-mi citească cartea. Nu știu ce l-o fi apucat pe domnul Filip de s-a apucat să citească acum despre post. Încolo, domnul Filip ne aduce, adică m-a surprins cu o lucrare foarte bună. Îl felicit și îl las la dispoziție. Întrebați-l, nu-l lăsați.